Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, vă invit în numele Mântuitorului Iisus Hristos să vă ridicați în picioare în semn de respect, să citim din Evanghelia Domnului. De data aceasta citim din Iacov, epistola lui Iacov, capitolul 5. Citim Cuvântul Domnului începând cu versetul 13 până la 18. Iacov 5, 13 la 18. Este vreunul printre voi în suferință să se roage. Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii biserici și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un delemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou. Și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să vă reocupați locurile. Frați și surori, Dumnezeu ne-a păstrat în viață încă pentru o joie în care am ales să fim la sfârșitul zilei în casa Domnului, la serviciu divin. Pentru fiecare dintre dumneavoastră a fost un efort și vă mulțumesc pentru că ați făcut efortul acesta de dragul Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În numele Domnului și al bisericii sale salutăm pe toți cei care, de undeva de pe suprafața pământului, indiferent cât e ceasul acolo, sunt cu noi să se închină lui Dumnezeu prin rugăciune, cântare și cuvânt. Dumnezeu să-i binecuvinteze. În seara aceasta continuăm studiul nostru despre rugăciune. Și atunci când m-am gândit să avem o lecție cu învățătura despre rugăciune, nu mi-am imaginat că o să avem 3 lecții despre rugăciune. Lucrurile par mai mari atunci când te apropii de ele. Și cu cât te apropii mai mult, par și mai mari. Am găsit în studiul acesta lucruri pe care vreau să vi le spun și să le legăm de partea practică a vieții noastre spirituale, pentru ca rugăciunea noastră să fie ceea ce ar trebui, adică o închinare față de Dumnezeu și o manifestare a relației spirituale cu El. Rugăciunea trebuie să fie o acțiune spontană, absolut personală. Trebuie să fie flexibilă în funcție de mulți factori de mediu, trebuie să fie decentă, trebuie să fie sfântă, potrivită cu adevărul, trebuie să fie curată și mai presus de orice trebuie să exprime starea inimii. În această seară vreau să vă prezint pentru meditație, pentru aducerea minte, pentru învățătură, varietatea rugăciunii. Data trecută am vorbit despre complexitatea rugăciunii, acum vom vorbi despre varietatea rugăciunii. Rugăciunea este foarte variată în toate aspectele pe care ea le comportă. În primul rând aș vrea să vorbim despre poziția corpului în timpul rugăciunii. Noastră știți că sunt anumite biserici care învață că rugăciunea pe care o faci având poziția corpului pe genunchi
este mai bine ascultată de Dumnezeu decât atunci când ai poziția corpului în picioare. Vreau să vorbim despre lucrurile acestea ca unii care căutăm învățătura curată a Scripturilor și să ne deprindem cu o viață spirituală care vine din inima lui Dumnezeu pentru noi. Deci, poziția corpului în timpul rugăciunii. Privind în Biblie, întâlnim rugăciunile făcute de oamenii lui Dumnezeu, pentru că nu avem o altă învățătură decât din Biblie. Dincolo de asta sunt închipuirile noastre, sunt bănuielile noastre, sunt experiențele noastre, lucruri care nu se ridică la nivelul Scripturii. Scriptura este calea, pentru că ea îl manifestă pe Domnul Iisus Hristos și învățătura sa. Prima poziție a oamenilor lui Dumnezeu care s-au rugat a fost stând în picioare. Spunea Domnul, și voi când stați în picioare de vă rugați, dacă Domnul Iisus Hristos ar fi vrut să accentueze o anumită poziție a corpului, atunci acum ar fi fost un moment potrivit, pentru că vorbea despre rugăciune. Și ar fi spus, voi când vă rugați, într-un anumit fel, dar El spune, atunci când voi stați în picioare și vă rugați, urmează cuvintele pe care le știți, să iertați tuturor celor care v-au greșit. Observați că Domnul încurajează rugăciunea în picioare, nu ca fiind mai importantă decât rugăciunea timp în care poziția corpului este alta, dar Domnul acceptă, Dumnezeu primește această poziție a corpului stând în picioare atunci când te rogi. Marcu 11:25. Apoi, o altă poziție a corpului cu mâinile ridicate. Stai în picioare sau pe genunchi, dar cu mâinile ridicate spre cer, ca o prelungire, ca o extensie a omului înspre Dumnezeu, ca o înălțare să fii mai aproape de Domnul. Ascultă glasul rugăciunii mele când strig către tine și când îmi ridic mâinile spre locașul tău cel sfânt. Psalmul 28:2. Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului în fața întregii adunări și a întins mâinile spre cer și s-a rugat. 1 Împărați 8:22. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. 1 Timotei 2:8. Sunt câteva dintre textele biblice care vorbesc despre rugăciunea cu mâinile ridicate. Frați și surori, rugăciunea pe care un om o face timp în care poziția corpului este cu mâinile ridicate, exprimă autoritate, exprimă îndrăzneală sfântă, exprimă apropiere de Dumnezeu, chiar intimitate spirituală cu Dumnezeu. De aceea vă îndemnăm, atunci când vă rugați, dacă Duhul, dacă conștiința vă dă libertatea să vă rugați așa, ridicați mâini curate spre Domnul și rugați-vă. Să nu aveți frustrarea că se uită cineva din adunare la dumneavoastră și că dați impresia de superioritate spirituală. Nu puneți problema firește când faceți lucruri duhovnicești. Puneți problema duhovnicește. Rugăciunea nu este ca să oamenii să ne critique sau să ne aprecieze. Rugăciunea este pentru Dumnezeu, nu pentru oameni. Nu vă rugați gândindu-vă la oameni, rugați-vă gândindu-vă la Dumnezeu. Cu El vorbiți. De El trebuie să țineți cont. Pe oameni nu-i mulțumim niciodată, indiferent unde ține mâinile. O altă poziție a corpului în timpul rugăciunii este rugăciunea făcută timp în care poziția corpului este pe genunchi. Spunem noi, stând în genunchi sau... A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi. Marcu 1:40. Cei ce au lipăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost un număr de 300 de oameni și tot poporul celălalt a îngenunchiat ca să bea. Judecători 7:6. Când a isprăvit de a adus jertfe de tot împăratul și toți cei ce erau cu el au îngenunchiat și s-au închinat. 2 Cronici 29:29. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și i-a zis, bunule învățător. Iată dar câteva exemple ale unor oameni care se roagă și poziția corpului este stând în genunchi. Observați că există o diferență a stării sufletești între oamenii care au stat în picioare și între oamenii care au stat pe genunchi. Nu mă refer aici când cineva
de la amvon spune ridicați-vă în picioare, doar nu o să stai dumneata pe genunchi, sau stați pe genunchi, doar nu o să stai dumneata în picioare. Ci e vorba de rugăciunea din odăiță. Uneori în odăiță te rogi pe genunchi, alteori în picioare. Ce face diferența? Starea sufletului. Vom observa și la intensitatea vocii, la volumul vocii, veți vedea că el variază de la oameni care se roagă în gând, mișcându-și buzele sau cu voce normală, până la oameni care strigă cu disperare. Iar diferența o face starea sufletului. Să știți că și poziția corpului, pe lângă obișnuință, pe lângă încredințări personale, o face tot starea sufletului. Că un om care este disperat, mai repede se pleacă pe genunchi când se roagă decât să stea în picioare. Starea, rugăciunea făcută cu poziția corpului în picioare, dovedește mai mult normalitatea vieții. Timp în care rugăciunea făcută cu poziția corpului pe genunchi dovedește mai mult disperarea vieții. Să nu mai vorbesc de rugăciunea făcută cu fața la pământ, aruncat cu fața la pământ, întins, după cum voi explica imediat. Dar să mai citim câteva texte biblice. Apoi s-a depărtat de ei la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage. Luca 22 cu 41. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Fapte 7 cu 60. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Fapte 9 cu 40. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat cu ei. Fapte 20 cu 36. Când s-au împlinit zilele, am plecat, ne-am văzut de drum, ne-am petrecut cu toții, cu nevestele și copiii, până afară din cetate. Acolo am îngenunchiat pe malul râului și ne-am rugat. Fapte 21 cu 5. Câteva exemple ale rugăciunii făcute cu poziția corpului stând în genunchi, pe genunchi. Apoi, o altă poziție a corpului în timpul rugăciunii. Rugăciunea-i toată, numai poziția corpului diferă. Așezat pe pat. Când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în rugăciunea insistentă a nopții, în priveghiuri, priveghi înseamnă să, e cuvântul pe care noi îl folosim la funeral, mergem să la priveghi, să priveghem, să stăm mai târziu cu, să însoțim pe. Aici este vorba să stai noaptea și să priveghezi în rugăciune, adică să insiști în rugăciune, să stai în rugăciune, să aștepți în rugăciune, să lupți în rugăciune. Unde? Stând pur și simplu în așternutul patului, adică întins în pat, cu plapuma, cu cearceaful pe tine, stând în pat, întins. Nu e indecent în timpul nopții. Sigur că asta nu înseamnă că e ideal când vrei să te rogi să te duci să te așezi în pat. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că există rugăciune pe care unii o fac noaptea și au libertatea să se roage stând în pat și priveghează și se roagă și mijlocesc. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut următoarea rugăciune. Vedeți, nu s-a ridicat din pat să stea pe genunchi sau în picioare, ci acolo în pat. S-a întors cu fața la perete și s-a rugat. Dacă noi am vedea pe cineva astăzi că se roagă așa, nu este așa că l-ați spune pe la frați, bă, l-am văzut pe ăla, bă, ăla a căzut de la credință. Nu vă îndemn să vă rugați în pat, nu asta vreau să spun. Vreau doar să spun că sunt situații în care te poți ruga așa și Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Nu-i normal să te rogi în pat. Adică atunci când vrei să te rogi, nu te pune în pat să te rogi. Asta vreau să spun. Dar sunt situații când și în pat te poți ruga și Dumnezeu te ascultă. E o problemă de circumstanță, nu o problemă intenționată. Plecat la pământ, așezat la pământ, așa sub formă de aplecare, de închinare. Îndată Moise s-a aplecat până la pământ și s-a închinat. Exod 34 cu 8. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne aplecăm genunchiul înaintea Domnului. Psalmul 95 cu versetul 6. S-au culcat cu fața la pământ. Am așezat în ordine de umilință și de disperare în ceea ce privește poziția corpului în timpul rugăciunii. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând. Era starea de disperare a Domnului Iisus Hristos din grădina Ghețiman, când o mare povară spirituală avea în inimă, în duhul, mai bine zis. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie, fără îndoieli. Observați că rugăciunea trebuie nu numai poziția corpului să o implice, ci și poziția inimii, fără îndoieli. Degeaba găsim o poziție a corpului care exprimă smerenie vizibilă, publică, dacă inima nu este deopotrivă smerită cu trupul. Degeaba o persoană se apleacă pe genunchi, pentru că rugăciunea pe genunchi exprimă umilință, corect.
Dacă poziția inimii a Duhului în fața lui Dumnezeu nu-i smerită, nu-i niciun folos, pe Dumnezeu nu-l impresionează mătăniile. Dumnezeu se uită la inima omului și în al doilea rând la poziția trupului. Și ea e importantă, dar nu în primul rând, ci în al doilea rând. De asemenea, Moise s-a rugat în foarte multe situații și poziția trupului, a corpului, a fost diversă de la o situație la alta. Samson s-a rugat timp în care era legat de doi stâlpi, cu frânghii. Ilie s-a rugat cel puțin de trei ori și poziția corpului a fost diferită. Aduceți-vă aminte când s-a rugat pe munte. S-a rugat împreună cu prorocii lui Baal și s-a rugat în peșteră. Poziția corpului a fost diferită, dar și starea sufletească a fost diferită. Vă rog frumos să remarcați lucrul acesta. Tot timpul ceea ce dictează intensitatea vocii și poziția corpului e starea sufletească. Pentru că un om când e într-o stare de normalitate, normală e și poziția corpului și vocea. Când e într-o stare de disperare, și poziția corpului și vocea exprimă disperarea. Daniel s-a rugat în groapa cu lei. Nu putea să zică, Doamne, trebuie să mă scoți de aici, că eu nu mă pot ruga cu animalele. Iona s-a rugat în stomacul unui pește. Cum a fost acolo? Imaginați-vă. Iisus s-a rugat în grădină, s-a rugat pe câmp, s-a rugat în barcă, în corabie. Primii creștini s-au rugat în închisoare. Am vrut doar să spun că există multă flexibilitate în ceea ce privește poziția corpului. Să nu judecați pe nimeni atunci când se roagă. Pentru că nu știți starea sufletului omului respectiv. Nu-i cunoașteți încredințarea. Nu judecați pe nimeni. Nu-i treaba dumneavoastră cum se roagă alții în ceea ce privește poziția corpului. Dar acum și o sugestie pentru cei care se roagă. Încercați să nu vă rugați doar ca să impresionați pe cineva prin poziția corpului. Aceasta e fățărnicie și este un lucru foarte urât. Nu vă aplecați pe genunchi doar pentru ca să impresionați pe oamenii care vă văd. Asta nu se face. Atunci când vă rugați, fiți cinstiți cu îndemnul care îl aveți în inimă. Fiți cinstiți cu încredințarea pe care o aveți. Indiferent de ce zic oamenii, respectați-vă îndemnul Duhului pe care îl aveți în inimă, stați în picioare sau pe genunchi și rugați-vă. Dar dacă e vorba de o rugăciune publică și pastorul spune, ne ridicăm în picioare și ne rugăm, nu o să fii bine calificat dacă te așezi pe genunchi, măcar că chiar dacă Duhul te îndeamnă neapărat să o faci, fă-o, dar nu știu dacă chiar o să te îndemne să faci asta. Și vreau să vorbim acum în al doilea rând despre intensitatea vocii în timpul rugăciunii, punând capăt poziției corpului ca și exemple pe care le-am enumerat din Scriptură. Intensitatea sau volumul vocii, adică cât de tare ne rugăm sau cât de încet ne rugăm. Atunci când vorbim despre rugăciunile făcute în bisericile penticostale, unde cele mai multe dintre rugăciuni sunt în comun, uneori sunt oameni care vin la pastor și spune, vorbește-te rog frumos cu tare, pentru că din întâmplare stau lângă el sau lângă ea și oamenii aduc tot felul de sugestii. Ei bine, vreau să prezentăm aspecte din Scriptură și vrem să le prezentăm doar ca pe exemple, știind că oamenii lui Dumnezeu au înțelepciunea să le ia. Dar dacă la ceva vă pot îndemna, nu vă îndemn să vă rugați mai încet, ci mai tare. Nu mai aruncând apă pe foc, ci punând paie pe foc, gaz pe foc. Pentru că Scriptura, în textul pe care l-am citit, spune așa. Mare putere are rugăciunea fierbinte, nu rugăciunea călduță, nu rugăciunea stinsă, ci rugăciunea fierbinte. Rugăciunea cu pasiune, intensă. Dacă mereu te rogi așa, stins, întrebarea este, nu la fel îți este și inima? Pentru că ce e în inimă se varsă în afară. Dar să revenim la intensitatea și volumul vocii în rugăciune. Rugăciunea în tăcere, tot la fel o așezăm așa în ordine crescândă. Rugăciunea în tăcere. Genesa 24, am dat exemplu pe Eliezer care se duce la fântână și se roagă. Rugăciunea cu Duhul, cu D mic, adică rugăciunea în limbi. Fiindcă mă rog în altă limbă, Duhul meu nu se roagă. Duhul meu se roagă, dar mintea e fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, adică
Duhul va inspira rugăciunea mea în limbi, dar mă voi ruga și cu mintea. Adică mă voi ruga logic, prezentând Domnului mijlociri, cereri, mulțumiri, adorare, așa cum învățam în complexitatea rugăciunii la lecția de data trecută. Vedeți? Biblia menționează aceste aspecte. Cum le interpretăm? Păi în funcție de teologia noastră găsim noi o interpretare. De multe ori suntem mai cinstiți cu biserica de unde venim decât cu Biblia pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Și aici este nevoie de multă demnitate. Dumnezeu să ne dea fiecăruia. Apoi, este rugăciunea cu suspine. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, că noi nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine. Există o rugăciune cu suspine. Și pe noi, poate pe fiecare, ne-a dus Dumnezeu în situația când ne rugăm cu suspine. Romanul 8:26. Rugăciunea când cineva își mișcă doar buzele, dar nu se aude nimic sau aproape nimic. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca. 1 Samuel 1:13. Rugăciunea cu glas tare. Pe când proroceam eu, a murit Pelatia, fiul lui Benaia. Eu am căzut cu fața la pământ și am strigat cu glas tare. Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești și ce-a mai rămas bun în Israel? Ezechiel 11:13. Rugăciunea făcută cu glas tare. Apoi, Iosua, Bani, Cadmiel, Șebania, Buni, Șerabia, câteva nume, s-au suit pe scaunul leviților și au strigat cu glas tare către Domnul Dumnezeul lor. Neemia 9:4. Asta înseamnă rugăciunea făcută cu glas tare. Observați, Ana, zice Biblia, s-a rugat cu sufletul amărât. Femeia aceasta era prinsă la colț de nevoia ei, de situația ei. Oamenii aceștia au văzut o disperare în popor și diferența stării sufletești s-a exprimat prin intensitatea vocii, prin volumul vocii. Vedeți? Nu toate rugăciunile din Biblie sunt în picioare. Nu toate rugăciunile din Biblie sunt cu voce tare. Există flexibilitate de la o stare a sufletului la alta. Așa că nu judeca pe omul de lângă dumneata, nu știi ce are în inimă. Nu-l judeca. Tot la fel pe dumneata care te rogi, nu-mi trece măsura, nu fi deosebit, prea tare. Că dacă ești prea, prea, prea deosebit, atunci se creează senzația de deranj, adică ești prea mult în relief. Aduceți-vă aminte ce spunea, vine Esau la Iacov și îi spune, bine că te-am întâlnit, eu e adevărat că sunt singur, dar tu ai familie, lasă-ți familia aici, ia calul și aia amândoi să mergem repede spre casă și să organizăm un dinner. Și el îi spune, eu nu pot să merg cu tine la pas, pentru că tu nu ai pe nimeni, tu ești pe cal, dar eu am familie, am copii, am robi, am animale cu mine, am tot ce am strâns, mă mut. Eu nu pot să merg tare cum mergi tu, că tu ești singur, dar eu am copiii cu mine. Eu trebuie să merg la pas cu ei. Încercați în timpul rugăciunii să mergeți la pas, dacă se poate, cu un pas, doi înainte, mai tare un pic, ca să încurajați poporul, să nu-l muiați. Nu mai puneți apă pe foc, puneți un pic de gaz. Când o să ne rugăm o oră în comun, atunci o să vă spun, dați-vă un pas înapoi. Dar când ne rugăm atât cât ne rugăm acum, vă spun, cei care aveți inimă, faceți un pas în față. Cei care sunteți așa mai cu Duhul Domnului peste inimă, mai plini de autoritate, mai obișnuiți cu rugăciunea, mai căliți în relația spirituală cu Domnul, faceți un pas în față și un pic inițiați poporul, trageți poporul după dumneavoastră, dar nu 20 de pași în față. Că dacă vă duceți prea înainte, vi s-a întâmplat vreodată să ajungeți într-un oraș și la marginea orașului să vă aștepte cineva cu mașina și să zică, ține-te după mine? Eu, prin natura slujbei mele, m-am ținut de multe ori în viață după mulți. Și unii nu știu cum să facă. Adică la el în oraș, dom'le, dacă e galben, se bagă și fuge și depășește și nu te mai poți ține după el, te pierde și nici în oglindă nu se mai uită și, Doamne, pe cine a trimis păstorul să mă aștepte? Nu știe cum să procedeze. Uite-te tot timpul ăla care se ține după tine, vezi cât de departe, dacă vezi că i s-a muiat inima, lasă-o un pic mai încet. Dacă vezi că are vlagă, dă-i. Trebuie un duh așa de înțelepciune, o atitudine de părinte, o atitudine de maturitate, dar tot timpul un pic de gaz pe foc, nu de apă.
Poate că este ciudat să vă spun că există și rugăciune cântând. Eu știu că de multe ori noi facem reguli din experiența noastră, nu reguli din Biblie. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta. Citiți Psalmul 92, Efeseni 5 cu 19, Coloseni 3 cu 16 sau rugăciune cu strigăte mari. Aceasta este rugăciunea disperată. Întotdeauna rugăciunea cu strigăte mari este asociată și cu poziția corpului. De obicei aruncat cu fața la pământ. Pentru că e poziția extremă în ceea ce privește poziția corpului și este intensitatea extremă în ceea ce privește volumul rugăciunii. Aceasta se întâmplă când îți moare cineva, când ești la mare nenorocire, când nu mai ai nicio ieșire și efectiv ți-ai pierdut cumpătul. Atunci nu te mai rogi încetişor, că nu mai e de încetişor, ești într-o situație disperată, nu încetişor. Într-o stare de normalitate te rogi încetişor, dar într-o stare de lovit, de necaz și de nenorocire, nu te mai rogi încetişor. Am participat la înmormântarea unei persoane, a fost o soră, o prietenă de familie dintr-una dintre bisericile pe care noi le-am slujit. A fost o femeie tânără care a murit de cancer și când am ajuns în casă, unde era mortul, unde era sorba aceasta, fratele, soțul ei ne-a întâmpinat. Și când ne-a văzut, ai o situație foarte, foarte dificilă. Pentru că simți că trebuie să-i spui ceva și nu știi ce să-i spui. Ce să-i spui? Ce să-i spui? Că ce așteaptă el să-i spui, nu poți să-i spui. El o vrea pe soție înapoi, 30 ceva de ani. Dar ce să-i spui? Îl mângâi și tăcerea face mai mult decât cuvinte spuse. Am intrat în cameră și am fost martor. Am fost martor la o atitudine care mi-a schimbat multe dintre valorile vieții. Omul ăsta, care era soțul surorii moarte, s-a așezat efectiv peste sicriu. Știți că în România, pe timpul verii, cam ce se întâmplă cu un mort și cam cum arată și cam cum miroase, nu vreau să provoc silă nimănui, dar nu puteai să intri în cameră, nu era nimeni, pentru că nu puteai să stai, era mirosul teribil de greu. Soțul ei s-a așezat așa peste sicriu și efectiv o pupa și o săruta și spunea cuvinte la superlativ, trandafirul meu, floarea mea, mireasa mea, dragostea mea. Efectiv mi s-a făcut inima ca apa. Și m-am gândit cum apreciază un om o persoană pe care nu o mai are și ar vrea să o mai aibă. O stare de disperare l-a condus pe omul ăsta să neglijeze mirosul. Să neglijeze circumstanțele. Era disperat bietul om. Și starea de disperare s-a văzut și în voce. Țipa cât îl ținea gura, parcă era ieșit din minți. Dacă s-ar fi rugat așa într-o situație de normalitate, puneam semnul întrebării la el. Dar în condiția era normal pentru el. Era în firea lucrurilor. Și să te așezi poziția corpului peste persoana aceea care arăta și mirosea așa, dar disperarea situației l-a făcut pe el să se comporte disperat. Spun lucrurile acestea, fraților, pentru că uneori suntem tentați să judecăm pe frați și pe surori atunci când se închină. Și vrem noi să cântărim închinarea lor și să o punem în pătrățelele noastre. Eu sunt pentru ordine, dar să știți că închinarea este spontană și e flexibilă. Lăsați-i pe frați să-și verse amarul. Lăsați-i pe frați să se bucure dacă trec prin bucurie. Lăsați-i să plângă dacă Dumnezeu i-a pus în teasc pentru o vreme. Nu-i disprețuiți, nu râdeți de ei, că lacrimile într-o zi se vor muta. Se mută și zâmbetul. Nu uitați, rugăciunea e închinare și închinarea este spontană, ea nu are reguli. Și este flexibilă, ea nu e, nu poți tot timpul să te rogi cu buzele de-abia mișcându-ți-le sau tot timpul tare sau tot timpul pe genunchi sau tot timpul, este cum ai starea inimii, când treci prin necaz te rogi într-un fel, când ai un moment de bucurie, te-a binecuvântat de Dumnezeu, te rogi în alt fel și rugăciunea arată ce este în interior, rugăciunea e un fel de ceas, de termometru al inimii, nu judecați pe nimeni că nu știți dumneavoastră prin ce trece, știi dumneata ce are un om acasă? Poate nu și-a plătit morghiciul acasă de 2-3 luni. De ce îl judeci? Cine ești dumneata? Cine te crezi?
Ești Dumnezeu? De-aia vii la biserică. În al treilea rând, să vorbim despre timpul rugăciunii. Și aici există flexibilitate. Daniel s-a rugat de 3 ori pe zi, 6:10. Daniel 6:10. Domnul Iisus se ruga noaptea sau înspre dimineață de pe la ora 3-4, probabil, Marcu 1:35. Petru și Ioan s-au rugat la ceasul rugăciunii, la ei ceasul rugăciunii era la 3 după amiaza, la al 9-lea ceas din zi, începând de la ora 6 dimineața, Fapte 3:1. Biblia ne îndeamnă să ne rugăm mereu, permanent, în orice moment. 1 Tesaloniceni 5:17. Asta înseamnă că roagă-te tot timpul, omule, roagă-te tot timpul, și când conduci mașina, cu inima, roagă-te lui Dumnezeu. Locul rugăciunii. Petru și Ioan s-au rugat în templu, Fapte 3:1. Domnul Iisus s-a rugat în grădină, Matei 2:6. Pe câmp, Matei 14. Pe munte, Luca 6. Pavel s-a rugat pe vapor, pe corabie, în barcă. Biblia ne învață să ne rugăm oriunde, iată dar, oricând, oriunde. Ioan 4. Modalități de rugăciune, adică cum să ne rugăm în ceea ce privește aspectul public sau privat, personal. Biblia vorbește despre rugăciunea intimă personală, Matei 6:6, despre rugăciunea în familie și despre rugăciunea în biserică. Și în biserică e rugăciune individuală, când o persoană se roagă cu voce tare și ceilalți stau în spate, amin, amin, sau rugăciunea în comun, când toți se roagă și Dumnezeu are capacitatea să-i asculte pe toți. Știu că în America există învățătura aceasta care spune următorul lucru. Biblia nu spune să ne rugăm cu toții. Unde ați citit voi în Biblie că trebuie să ne rugăm cu toții? Adică în comun. Că rugăciunea trebuie să o faci acasă, înodăiță, și când vii la biserică cânți cu toții, asculți predica și pleci acasă, dar nu trebuie să te rogi toți. Există această învățătură. Rolul meu sau poziția mea în această seară este de învățător, să spun învățătură din Biblie. De aceea, cu bune intenții, vreau să citesc 10 de versete biblice pentru ca poporul Domnului să aibă o direcție, nu, să nu meargă împrăștiat, ci să meargă organizat și să aibă convingeri clare și bine definite. Rugăciunea personală este simplu. Omul se roagă în odăița lui acasă și acolo când te rogi, menționează Biblia, închide ușa după tine, adică nu lăsa pe nimeni să te deranjeze. Auzi, pune telefonul, oprește-l. Ca să nu sune, că nu se întâmplă nimic dacă nu sună 10 minute. Că ți-ai mesajele după aia. Și închide ușa, nu lăsa pe nimeni să te deranjeze, că dacă intenționat te rogi și te faci vulnerabil să te deranjeze cineva, mă lași să înțeleg că intenționat ai făcut asta ca să te oprească cineva mai repede. Ia-ți timp ca nimeni să nu te deranjeze de la rugăciune, să ai suficient timp să stai înaintea Domnului. Dar atunci când vorbim de biserică, există rugăciunea individuală, când noi spunem, fratele Cutare, cum am procedat în această seară? Am zis, fratele Constantin să se roage cu voce tare. Și noi toți am spus, amin, amin, în anumite momente și fratele s-a rugat. A fost o rugăciune individuală făcută în public. Dar există și rugăciune publică când toți se roagă, adică în comun. Ei, vreau să vorbesc puțin despre asta. Și anume, mai întâi despre rugăciunea individuală în public. De multe ori v-am spus asta și vreau să vă mai spun și am să vă spun până când o să văd rezultate. Uitați despre ce-i vorba. Dar mă gândesc că ar fi bine să citesc din Scriptură și mai apoi să explic decât să explic și apoi să citesc din Scriptură. Inductiv și în sfârșit. 1 Corinteni 14. Altminteri, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile tale cei ce sunt cu tine la închinare? Ce fac ăștia? Răspund cu amin. Adică cum răspund cu amin? Să mai citesc câteva versete biblice. Neemia 8:6. Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare și tot poporul a răspuns amin, ridicând mâinile. Veți spune, păi a spus amin la sfârșit. Nu, 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 citiți textul biblic, n-a spus la sfârșit, ci la sfârșitul fiecarei propoziții aproape. Uitați ce vreau să spun, frați și surori. Rugăciunea individuală în public presupune că cineva se roagă și spune așa: Doamne Dumnezeule, binecuvintează serviciul divin. Poporul trebuie să spună tot. Amin. Doamne Dumnezeule, binecuvintează predica și poporul trebuie să spună amin. Doamne Dumnezeule, binecuvintează părinții și copiii și soții și soțiile și poporul trebuie să spună amin. Acum eu vă pun o întrebare, fraților, de ce nu spuneți amin? Nu sunteți de acord cu rugăciunea? Amin înseamnă așa să fie. Așa să fie.
Dacă fratele se roagă și el se roagă un lucru care eu îl văd bun, eu spun așa să fie, adică amin. Nu e așa că e o problemă de educație? E o problemă de educație spirituală sau nu? E o problemă de disciplină sau nu? Frați dragi, nu are putere Biblia să ne disciplineze pe noi? Mai are Dumnezeu acces prin Biblie la noi? Scriptura spune următorul lucru. Omul acesta proslăvea pe Domnul și poporul stătea în spatele lui cu mâinile ridicate și spunea la momentele potrivite, amin, amin. Era una, unitate în Duhul. De ce stăm, fratele se roagă și noi nu zicem nimic? Trebuie să zicem, așa să fie, așa să fie, așa e, Doamne. Da, Doamne, și eu simt asta, și eu vreau asta, și eu tot la fel mă rog, și eu tot la fel gândesc. Da, Doamne, așa e, avem nevoie de asta. Și toate aceste lucruri spuse, amin, amin. Aceasta este o afirmație care înseamnă, da, Doamne, așa este. Da, Doamne, și eu vreau să mă rog la fel. Vă rog frumos, reflectați la aceste aspecte ale unității în Duhul. Reflectați la aceste aspecte. Dar vă vorbeam puțin mai devreme despre rugăciunea în comun. Ascultați cuvântul Domnului. În ceasul tămuierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Acum întreb eu învățătura aceasta care spune că nu e nicăieri scris în Biblie să ne rugăm împreună. La Luca, capitolul 1, versetul 10. Cuvântul Domnului e corect sau nu-i corect? Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde erau de obicei. Câți erau? 120 sau câți? În sfârșit, erau mai mulți. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune, în cereri, împreună cu femeile evlavioase, credincioase. S-au rugat împreună sau nu? S-au rugat împreună. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, fapte 4:31. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune, spunea apostolul în fapte 6 când vorbește despre promovarea de diacon care trebuie să se ocupe de partea administrativă. Acum este puțină diferență în rânduiala bisericească de astăzi dacă vorbim despre diaconie. I-au adus înainte apostolilor care s-au rugat punându-și mâinile peste ei, fapte 6:6. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei. Fapte 8:15. Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni pentru el. Pentru cine? Petru. Fapte 12:5. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui, Ioan și Marcu, unde erau adunați la oaltă și se rugau. Fapte 12:12. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei, fapte 13:3. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică după ce s-au rugat și au postit. Fapte 14:23. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Apoi ne-am luat ziua bună. Fapte 21:5. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Fapte 20:36. Câteva exemple suficiente pentru o doctrină. Este nevoie de 2-3 referințe biblice și să nu există referințe împotrivă. Aceasta este o hermeneutică corectă, adică o modalitate de a interpreta Biblia corect. Nu iei un verset și faci o învățătură, aia nu-i treabă. Că din orice poți să faci atunci orice fel de învățătură. Trebuie să iei toate versetele care vorbesc despre învățătura respectivă, să le mixezi și să faci media. Ei bine, iată câte versete biblice vorbesc despre rugăciunea împreună, în comun. Cum dar spun unii că noi când ne adunăm nu trebuie să ne rugăm în comun? Și apostolul spune, nu vă lăsați clătinați. Nu vă lăsați clătinați. Astăzi vă rugați așa, apoi mâine așa, mâine așa, ieri așa. Și cum vine unul, ne tot schimbă. Cum vine altul, ne tot schimbă. Cum vine unul, ne tot schimbă. Și tot timpul noi suntem în confuzie. De ce? Pentru că nu avem convingeri personale. Și de ce nu avem convingeri personale? Pentru că nu avem convingerile pe care le avem de la oameni. Că dacă ne facem convingeri de la oameni, de la el e într-un fel, de la el într-un fel, de la el într-un fel, de la el într-un fel, dar dacă ne facem din Biblie doar o Biblie, oameni sunt mulți, dar Biblia e una. Timpul nostru rezervat pentru predică s-a încheiat și a fost destul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru el. Mulțumim pentru liniștea inimii noastre care a primit cuvântul. Și acum, înainte să încheiem, aș vrea să vă invit să ne rugăm Domnului
pentru tot ceea ce simțim în sufletul nostru. Poate în această seară Domnul ne-a vorbit personal pentru corectarea unor atitudini în rugăciune. Poate am observat la alții anumite lucruri pe care vrem să le prezentăm ca mijlocire înaintea Domnului. Sau poate avem în casele noastre sau în sufletul nostru niște apăsări. Rugați-vă liber ce vă îndeamnă Duhul. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betania.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.